Salut! Cu ce te ocupi toți aici? Copiii plâng că îi iau părinții acasă. Și ce căutăm noi prin tot orașul? Cumpărăm și căpușe. Toate, te-ai întors înapoi la școală? Probabil da, probabil nu. Asta tot intră în challenge. Da! Vedem ce fac ei când ajungem acasă. Fiți cu ochii în patru și cu urechile ciulite! Lalelele noastre deja au înflorit! Trebuie să-și mai desfacă încă puțin petalele și sunt frumoase! Bună dimineața! Cine acolo? Cucu! Și Mihaela? Hai încă o dată! Cucu! Ionuț face la uliță? Deja, băiat mare! Da! Da! Ia să vedeți cum Ionuț știe animalele! Cum face pisica? Da, câinele? Dar rața? Cum face rața? Cum face rățușca? Nu știi? Nu știi, Ionuț, cum face rățușca? Știe! Și Mihaela! Face! Matei? Hai spune Matei! Matei! Bravo! Pupe! Spune tati! Tati! Mami! Tati! Nu, mami! Mami! Mami. Bravo! Mami. Hei, cine a venit? Zatezi, cum ești? Ce-ai făcut? Ce-ai mâncat la grădiniță? Pupă. Cum a fost prima zi după vacanță? Greu? Nu, ușor. Două lucruri în același timp. Mișcare și mănânci fructe. Plimbare, man. Câte păpădii! Tu ai reușit anul acesta să-ți confecționezi coronița din păpădii? Matei a reușit la grădiniță, noi acasă, Melissa vrea să încerce. Toate, te-ai întors înapoi la școală? Back to school, mai? După ce mănâncă prânzul, mai e și flământ, încă mai mănâncă și chifla. Și ce am observat? Un fenomen foarte interesant la grădinița lui Matei. Copiii plâng că îi iau părinții acasă. Noi știam inversul. Copiii plâng când vin la grădiniță, iar aici când pleacă. Ce să fie asta oare? La voi tot așa se întâmplă. Dar și Matei este atras nebunește de această grădiniță, mami. Ce le faci lor acolo? Matei, ce faceți voi acolo? Dar probabil aici este o explicație. Din cauza programului redus în comparație cu Republica Moldova. Da, aici la ora 1.13, Matei deja este acasă. Trecând în Republica Moldova, Mircea... Până seara, stăteam. Până la 18. Hop, se împarte! E delicioasă? Și avem și noi un râu aici. Somesul repede. Se aseamănă cu Crișul repede. Și ce căutăm noi prin tot orașul? Avem nevoie de mai multe produse pentru a întreține grădina noastră, dar și pomii și tuile. Dar să nu uiți de căpușe, să nu mai pățim cum a pățit-o Matei. Da, mami, cumpărăm și căpușe. Da, nu vreau căpușe. Mami, deja îmi face poftă de mare. Hai, hai, răbdare, răbdare. Cine știe unde ajungem? În Constanța. Cine ne așteaptă în Constanța? Hai că deja văd, văd. Ne apropiem de... farmacie sau cum este dat magazin pentru întreținerea grădinii. Te-ai debarasat de lire. Da. Mami, de fapt avem nevoie de lei. Ce faceți ei, băieții? Unde e jos, Matei? Am găsit aici. Și unde pleci? Unde zbori? Tati, i-am pierdut. Și Mircea. Noi plecăm undeva, dar deocamdată nu vă spunem.
Vrem să luăm și pe Ionuț cu noi. Eu aici, mami acolo, se vede mașină. Așteaptă. Simicăhina! Cât le fac cumpărături? Iar băieții? Se odihnesc pe... Podolim? Așa, Ionuț. Să ai și tu cu mințel așa? Toți băieții stau așa cu mințel, da? Prietenii noștri din București și din Alba Iulia au venit la Cluj. Aici este Carla. Salut, Carla! Cum te cheamă? Sara. Sara și... Sefora. Și Ianis. Facem cunoștință, câte o poză ca amintire și mai vorbim, mai bălăvrăgim aici. Uite, e aici. Și cine e aici? Cu domnița, noi ne-am mai întâlnit. Și astăzi Salut. Facem cunoștință cu Estera. Salut! Te mai prezinti încă o dată cum te cheamă? Da. Nu știu, cred că m-ați uitat cum mă numesc, dar mă numesc Rahela. Este Rahela! Gata, mi-am amintit? Foarte frumos, Rahela și Estera. Da? Da, în parcul central. Gata, mi-am amintit, ne-am dat luța! Da! Dacă vă amintiți și voi, scriți în comentarii cât a fost asta, în ce lună și al câtelea vlog de aici, din România. Și mami, mult nu ne-am mișcat de aici. Nu ne-am mișcat de aici. Cum te cheamă? Victor. Victor, ce frumos! Și cum a fost prima zi de școală? Bine. Și? Ai avut evaluare sau încă nu? Vrântezi ceva? Clasa 0. Clasa 0. Da. Felicitări! Mai ai un pic și ești băiat mai. Da. Bravo! Felicitările noastre! Da. Am luat rechizite pentru următorul challenge. Abia urmează, va fi publicat pe familia Melemi, așa că fiți cu ochii în patru și cu urechile ciulite! Un pic de relaxare, un pic de plimbare și iar spre casă! Ionuț doarme, Mihaela doarme, vedem ce fac ei când ajungem acasă! Astăzi Matei a avut o activitate deschisă la grădiniță! Și abia urmează să ajungă acasă, să-l întrebăm ce impresie a avut și cum s-a descurcat. Mami! Da, Matei! Ia făcea gădinețe, eu vă balon. Și ce mai ai acolo? Bulină. O bulină! Ai fost bravă la activitate. Da. Și cum a fost? Bine. Dar pe mami și pe Melissa ai văzut? Pe cameră. Da! Ne-ai văzut? Da. Și ce făceam acolo? Acasă. Ce-ai văzut pe cameră? Ce făceam noi acolo cu Melissa? A fugit. Am fugit? Ți-am arătat salut? Da. Și despre ce ați învățat astăzi la grădiniță? Bichini. Vai, și încă ce? Ce peci. Da, eu am văzut ceva acolo cu trenuleț. Cum? Iată așa, ai lipit acolo șinile la tren? Ce ai mai făcut acolo? Eu am lipit pe mine. Tu prima ai lipit? Da. Și ce mi-ai lipit acolo? Roțele. Da, bravo! Și Ionuț a fost cu tine? Da. Unde ai fost, Ionuț? Bubu. Bubu-ruze! Vrei să o lipești? Te pun eu aici. Aici pun eu. Lipește aici. Hei, băburuză Ionuț! Și tu ai fost la grădiniță la Matei? Ce-ai făcut acolo? Ai văzut porumbii? Ce făceau porumbii? Ce făceau porumbii? Mâncau. Ce mâncau? Pâine. Pâine? Dar cine le-a dat pâine? Oamenii. Și beau apă? Ei, da, mamă. Ce făcea? Pâine apă. Și pâine mâncau? Mâncau. Așa tu vorbești, Ionuț? E bine, dar dacă zici tu așa... Ionuț, tu ai fost cu mașina? Nu? Da, el a dat, spune nu. Facem încă o piscină în casă. Una este afară, pregătită pentru un challenge. Ionuț! Tu ai piscină? Salut! Și am ieșit afară cu Ionuț să spălăm piscinele? Sau vrei să faci băiță aici? Iată așa! Și așa!
La noi de câteva zile este timpul somorât. La voi a plouat sau nu? La noi a plouat foarte tare. Ați văzut și în challenge-ul nostru? Ce ai văzut acolo? Ce e ce asta? O floare, moară de vânt. Și încă una lângă piticul nostru. Îți plac floricelele? Și căsuța? Vai, cu semințe! Pentru păsări! Ce e asta? Tu chemi păsările, eu nu-ți cheamă păsările. Hai, veniți! La mâncare! Nu vine! Ionuț, dacă vine coțofană sau cioara, ne ia pe ambii! Cum se rotește, Matei? Așa, este! Și cealaltă? Are floare. Are frunze. Ce foc, băieții cei mici din familia Melimi? Mâncăm. Ce mâncați? Ce sunt astea? Mâncare. Fructe sau legume? Fructele. Și o nu-ți mănâncă? E delicios? Deja voi ați înțeles. Apropo, ție ce fructe îți plac? Scrie în comentarii. Ia să vedem ce aveți voi aici. Nu spunem. Și tu vrei mâncare, da? Dă și lui Mihaela mâncare. Hai. Și Mihaela? Ha, bravo! Morcoviel cu dovlecel. Iată așa. Voi, cine e flămânzit acolo? Cine e flămândă? Așa. Gurița mare. Hop. Este. Și încă o dată. Bravo, Mihaela, Andreea. Să vedeți cine doarme aici. Închide ochii, Ionuț. Hai, închide ochii. Bravo! Și aici cine doarme? Matei? Bucate gustoase, delicioase, la dietă în familia Melimi! Aici avem conopidă, ardei dulce, mărar, verdeață, ciuperci și adăugăm ou! Și băgăm la cuptor. Dar și iaurt este aici. Iaurt? Da. Niciodată n-am gustat așa. Iar eu am grijă de surioara mea mai mică. Hei, zâmbăreață! Ce râde? Ți-i dă din picioare așa. Pac, 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 pac. Ce faci, Mircea, aici? Ce ai în foile celea? Mă pregătesc pentru testul național. Melissa a avut grijă să-și scoate testele sale, dar și testele lui Mircea. Și le-am imprimat, iar el le-a rezolvat. Deja le-ai rezolvat pe toate? Voi, ce multe sunt! Tu, în anul acesta, ai evaluare națională! Și în ce clasă ești? Mulți spun că testul național din clasa a patra și cel din clasa a doua nu sunt chiar atât de complicate. Tu ce părere ai? Tu l-ai trecut deja? Butinca noastră cu legume deja este gata. Ce miros și ce bine arată! Deci să o împărțim la toți membrii familiei mele mii! Să o transferăm mai pe un platou și după aia pe masă. Ce faci, Ionuț? Așa, și unde o duci? La gunoi? Așa, la tomberon? Hai! Doar că le-a scăpat pe jos. A doua încercare? Hai, hai, e pe jos. Cu piciorul! Bravo pentru Ionuț! Toți la mâncare! Mâncarea deja este pregătită! Mihaela deja e fetiță mare și vrea să mănânce tot ce vede pe masă! Păi, dar ce aburie ce este? Uai, de la orez! Eu zic că asta e budincă din legume și văd că Ionuț deja trebăluiește aici prin farfurii toate! Ce nu-ți vrei? Budincă sau orez? Hai, arată, ce vrei? Orez? El zice, noi deja înțelegem ce spune el. Până voi vă gândiți, Melissa deja mănâncă? Și Ionuț? Și Ionuț? Așa! Mănânc și eu!
cu mâna. Poftă bună, băieți. Mulțumim. Hai, Mircea, îndrăznește. Matei mănâncă fructe și budincă. Asta tot intră în challenge. Intră, mami, intră. Și rip pe jor să luăm Mihaelei mâncărică. Deja e fetiță mare. Luăm piure din fructe și din legume. Dar și nouă, mami, legume și fructe. Multe, multe, multe. Totul este proaspăt și ne așteaptă. Ca de obicei. Noi am ajuns la Viva Mall. Și ce oare o să facem aici? Cu ce te ocupi toate aici? Cineva a fărămițat hârtie, mami. Și a băgat așa în schiunel. Matei, ai găsit tomberon? Nu-i frumos. Matei face curățenie în mașină. A, Matei, faci curat în mașină. Așa face Matei când este năzdrăvan. Deci începem cu intrarea numărul 1. Cum crezi ce facem noi în mall? Scrie repede chiar acum în comentarii. Poate până la final afli. Se încălzește afară și ne pregătim de camping? Și facem mâncare în cort. Hey! Oare ce caut în Nemo? În Decathlon. Nu știu, nu știu, tati. Un nou back to school? Începe oare școala? Probabil da, probabil nu. Tadis! Ce? Tadis! Wow! Unde l-ai găsit? Noi acolo sus, da? Da. Unde l-ai găsit? Acolo. Ce faceți? Te stai? Matei, parcă ești într-o capsulă care vrea să plece în cosmos. Zăboare. Wasabi! Da? Da. Vedem peisajul malului Vivo. Vine trenul. Pentru prima dată când ieșim din magazin și nu cumpărăm nimic. V-am cumpărat, mami! Ce? Fustii! Ce ai în mână, mami? A uitat!